Bună! Astăzi voi face un tag pe care l-am văzut la Elena Secrets și este vorba despre viața în străinătate. Și voi începe cu prima întrebare. La ce vârstă ai părăsit România? Eu am părăsit România aproximativ la 30 de ani. N-am plecat de tinerică. Ce te-a determinat să părăsești România? Soțul meu deja era plecat de ceva vreme, avea un contract foarte bun și după o perioadă de navetă România-Franța m-am hotărât să ajung și eu și să mă stabilesc aici. Care a fost țara în care ai ales să emigrez? Bineînțeles, Franța. Cum te-ai acomodat? M-am acomodat foarte greu. Abia acum pot să spun că sunt cât de cât acomodată, dar, sincer să fiu, m-am acomodat foarte, foarte greu. De câți ani locuiești în afara României? Locuiesc de fix 6 ani în afara României. Ai avut dificultăți în a învăța limba și accentul țării respective? Dificultăți în a învăța limba nu, dar accentul nu poți să-l înveți niciodată. Acesta se poți că îl iei în timp, dar niciodată nu vei vorbi perfect o limbă străină, decât dacă te naști în țara respectivă, începi școala de micuț și nu. Deci se simte că ești străin, că nu vorbești franceză pur. Cu ce te-ai obișnuit cel mai greu în noua țară? Eu m-am obișnuit cel mai greu cu mizeria și cu mirosul îngrozitor pe care îl întâlnești la fiecare colț de bloc, la fiecare colț de stradă, la fiecare scară de metrou, la fiecare peron de metrou și așa mai departe. Inclusiv în autobuze, în mijloacele de transport în comun, ai... Nu vreau să mă aduc aminte că e groaznic. Groaznic. Trebuie să suporți niște mirosuri cu care nu ți-ai imaginat vreodată că există. Voilà. Din punctul tău de vedere, există diferențe între România și țara în care locuiești? Dacă da, care sunt? Diferențe sunt multe. Mă refer aici la partea de administrație, la partea de servicii sociale, servicii medicale și așa mai departe. Ca și țară, diferențe nu sunt foarte mari, pentru că și Franța și România sunt două țări foarte frumoase, au toate formele de relief, au și mare și munte și câmpie și așa mai departe. Sunt extraordinare amândouă ca și pentru vizitat. Dar diferențe majore sunt aici, că, cum a spus și Janina în clipul său, aici nu ești obligat să dai șpaga. Nicăieri. Pur și simplu îți faci treaba și nu trebuie să dai nicio șpagă. Descrie mâncarea, oamenii și țara în care stai. După cum spuneam, o țară frumoasă, oamenii reci, foarte naționaliști, aici mă refer la francezii pur, nu mă refer la cei care au migrat în Franța. Mâncarea tradițională, mă refer, este asemănătoare cu mâncarea noastră, varză cu cărvază murată cu cârnați, friptură de porc cu cartofi prăjiți sau cu cartofi la cuptor, tot felul de mâncăruri care le avem și noi, le mâncăm și noi, doar că sunt preparate puțin mai de altfel, pui în vin, în varză și așa mai departe. Mâncărurile mai sofisticate, cele elegante, cele fițoase la restaurant, în momentul în care ajungi să mănânci, plătești foarte mult pe un platou, dar pleci tot timpul flămând. De aceea franțuzoicele sunt în general foarte slăbuțe, pentru că mănâncă foarte des la restaurant. Cred că ar trebui să luăm exemplu, cel puțin eu. Lucrurile care le iubești la țara în care stai. Nu știu dacă sunt lucruri pe care să le iubesc. Deocamdată n-am ajuns să iubesc țara asta atât de mult încât să am niște lucruri preferate. Voilà. Cum văd persoanele din jurul tău România? Persoanele din jurul meu văd România foarte frumos pentru că o văd prin prisma ochilor mei. Le povestesc tot timpul lucruri frumoase, lucruri interesante și niciodată nu spun lucruri urâte despre România, cu toate că sunt foarte multe, nu vreau să spun nimic rău. Ți-a fost vreodată rușine să spui că ești din România? Am avut momente când îmi stătea pe vârful limbii să spun orice altceva, mai puțin România. Vreau să vă spun că la școală aveam colege care cel puțin o dată la 2-3 zile veneau și se plângeau că au fost atacate, că li s-au furat banii la bancomat, că au fost înjurate, că au fost agresate de conaționalii noștri și vă dați seama că nu îmi stătea chiar atât de bine și nu eram încântată să spun wow, da, sunt mândră că sunt româncă. Puneam capul în pământ și venea să mă bag în pământ de rușine. Ai fost criticată de faptul că ești româncă? Criticată nu pot să spun că am fost, dar mi s-a spus că nu semăn cu româncele care cerșesc pe trenuri și așa mai departe și cele care stau pe la colțul străzii, deci am avut momente în care mi-a fost jenă, dar asta e. Când cineva te întreabă cum e România, care sunt primele cuvinte pe care le putea să le spui ca să pui țara ta într-o lumină mai bună. Eu întotdeauna, sinceră să fiu, le spun că în momentul în care ajungi în România și vezi frumusețile ei, te îndrăgostești iremediabil și primul lucru care îți trece prin minte e să-ți cumperi o casă acolo ca să mergi cât mai des. Deci, altceva mai mult de atât ce pot să spun. Eu iubesc România, îmi place foarte mult, e o țară frumoasă, păcat că nu știm să o punem în evidență și nu știm să o îngrijim așa cum trebuie. Îți este dor de țara ta, de câte ori revii în vacanță și cât stai? Dor îmi e în fiecare zi, sincer, că sunt momente când regret că am plecat, sunt momente când mă bucur că am plecat și de câte ori vin în vacanță, vin foarte rar în vacanță, vin odată la 2-3 ani și stau în jur de 3 săptămâni, 4 săptămâni maxim, fac un tur rapid al României și atunci încerc să cuprind cât mai multe, să-mi vizitez familia extinsă, să-mi vizitez prietenii, să mă întâlnesc cu cât mai multă lume pot și să nu uit pe nimeni dacă se poate. Dar timpul este scurt și câteodată chiar nu am timp să-i văd pe toți și îmi pare rău și asta e. Care sunt lucrurile cărora le duci dorul cel mai mult? Sincer să fiu, am momente când mi-aduc aminte cu mare, mare drag de timpul pe care îl puteam petrece cu prietenii, cu familia, de concediile pe care le făceam în România, de vacanțele de la țară când eram copil mic, nu știu, multe, 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 multe. Te stabilești în țara în care ești sau revii în România? Sinceră să fiu, sunt la punctul în care nu știu sigur dacă vreau să mă stabilesc aici sau vreau să revin în România. Cred că 4 ani de zile am spus plec în România, plec în România, plec în România, plec în România. Acum sunt la momentul în care spun mai stau aici. Nu știu pentru cât timp, dar mai stau aici. Pentru că în România, pentru moment, nu prea am ce să fac. Ce ar trebui să se schimbe în România pentru a te întoarce? Totul. Mă refer aici la partea politică, la partea administrativă și așa mai departe. Sunt foarte multe lucruri care ne împiedică să revenim în țară. Te gândești că aici muncești, câștigi un salariu decent, ai o viață decentă, dar în același timp îți permiți să economisești, îți permiți să ai o vacanță, iar în momentul în care sunt români care au familiile acolo, își permit să-și ajute familia acolo, deci este total, total diferit, ce pot să spun. Ce sfaturi ai da unei persoane care vrea să vină în țara unde stai? Multe. Dar în primul și în primul rând, învățați limba. Este lucrul cel mai important. În momentul în care mergi într-o țară străină, trebuie să înveți limba, apoi să înveți puțin din cultura țării respective, să încerci să înțelegi oamenii respectivi și apoi să ai pretenții și să vrei mai multe și să vrei ca țara respectivă să-ți ofere și ție mult mai multe. După cum știți, cu ajutorul Facebook-ului sunt tot felul de grupuri, grupulețe, români în Franța, Franța, România și așa mai departe. Cred că toate țările au așa ceva. Fiecare român care a plecat în străinătate vrea să țină legătura cu ceilalți și credeți-mă că văd anunțuri de genul. Caut de muncă, dar nu știu franceză. Bun. Și atunci noi, cei care citim mesajul, ce ar trebui să facem? Vă dați seama că în momentul în care te duci la un interviu pentru angajare, trebuie să ții acel interviu, să discuți în limba franceză. Iar dacă tu nu știi franceză, ce poți să faci? Foarte greu. Al doilea lucru care vreau să spun, gândiți-vă că în momentul în care mergeți într-o țară străină nu vi se oferă nimic pe tavă. Aici, ca să câștigi bani, trebuie să muncești. Banii ușor se câștigă doar de ceilalți care sunt de partea cealaltă a legii. Vrei să faci carieră, trebuie să te școlești, trebuie să mergi la școală, trebuie să înveți, trebuie să fii un om bun, să știi să te integrezi în societatea franceză și apoi să încerci și să dovedești că ești cel mai bun în ceea ce faci. Da, cam asta e. Asta a fost ultima întrebare din acest tag. E foarte lung, dar sper că am răspuns la toate întrebările. Eu una pot să spun doar atât, că la început îmi părea rău că am venit în Franța. Acum nu mai îmi pare rău. Acum mă gândesc că am făcut o alegere bună. A durat ceva timp să ajung unde sunt acum, dar cu muncă și sacrificiu poți să ajungi acolo unde îți dorești și tot ceea ce pot să vă spun este că în momentul în care plecați din România este dificil, este greu, dar